De bun flor, elevii Liceului Teoretic Alexandru Marghiloman. Pentru a onora memoria lui Alexandru Marghiloman, la Buzău a avut loc o serie de manifestări dedicate acestei mari personalități istorice. Din domeniul Marghiloman au fost reabilitate două edificii, Casa de Oaspeți și Grajdurile de Cai. Oficiali, reprezentanții ai administrației publice locale, dar și invitații de la Chișinău, au participat la eveniment. Este cel care a adus împreună Basarabia lângă România pe mandatul lui de prim-ministru, iar în ceea ce privește moștenirea culturală, pentru că până la urmă asta vedem aici în Vila Albatros și tot Parcul Marghiloman, ea trebuie și mă bucur că este păstrată la adevărata valoare. Palatul lui Marghiloman și Vila Albatros, restaurat în anul 2008, reprezintă un important obiectiv pentru orașul Buzău. Aici își desfășoară activitatea Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Emoții mari pentru că eram copil și veneam și totul era terminat aici. Nici boschetarii nu mai veneau, pentru că nu le era frică să nu le pice ceva în cap. Cărăviți, țigă și ce mai era pe aici. Și iată că avem în această zi de 9 mai o revelație. Este și o canopie cu niște fotografii pentru cei care nu au văzut cum arătau înainte aceste clădiri și cum arată acum. Din trecut eram pasionat de istorie și știam că Marghilomanul Buzoian, prim-ministrul României de atunci, în perioada când Sfatul Țării de la Chișinău a votat și a semnat unirea cu România. Ei, uitați că în timp Buzău și Chișinău rămân conectați prin aceleași valori, prin același sprijin reciproc. Și ne bucurăm să fim astăzi alături de oameni dragi de la Buzău, alături de o mare personalitate, Alexandru Marghiloman, și sperăm în continuare să avem proiecte frumoase. Cea de-a șaptea ediție a zilelor Alexandru Marghiloman a inclus și o sesiune de comunicări științifice. A fost prezentă și strănepoata omului politic. O readucere a lui Alexandru Marghiloman la locul la care îi se cuvine. Ne bucurăm foarte mult că Chișinău a apreciat de mult Alexandru Marghiloman. Mă gândeam ce s-ar fi bucurat unchiul meu să audă în curtea lui așa ceva. Chiar și tatăl meu, care a copilărit 15 ani aici. De fiecare dată la aceste ediții pe care sunt venim cu niște noutăți, atât editoriale, pentru că, cum am zis, că avem și revistele pe care publicăm materialele sesiunilor pe care le organizăm, se publică în pagina revistei Dialogica și totodată venim cu comunicări, cu contribuții foarte importante. De data aceasta, de exemplu, personal am venit cu noutatea, adică valoarea istorică, arhitecturală și artistică a Sălii Unirii, care se află actualmente în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și care necesită o restaurare pentru readucere la zi, fiindcă este unica sală a Unirii din Chișinău, ca să-i spunem așa. Iar colegul meu, Leo Dumitrașcu, arhitect, care a venit cu o propunere de reconstruire și sper că va lua foc această propunere în așa fel ca sala Unirii să fie reconstituită. Ne lăudăm pentru privilegiul de a participa la astfel de evenimente care marchează personalitatea lui Marghiloman. Noi suntem dublu privilegiați, dacă pot spune așa, pentru că suntem singurul liceu din România, evident, și din lume, care poartă numele acestei mari personalități, atât pentru istoria românilor, cât și pentru istoria Basarabiei. Alexandru Marghiloman a fost un politician reprezentativ încă înainte de 1914. În timpul primului război mondial s-a remarcat prin opoziția față de orice alianță cu Imperiul Țarist. A deținut câteva mandate de ministru, iar în perioada 5 martie-24 octombrie 1918 a îndeplinit funcția de președinte al Consiliului de Ministri. În această calitate a susținut înfăptuirea actului de unire a Basarabiei cu patria mamă.